Bla 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 bla. Salut! Sunt Luca Dezmir și îți prezint un nou episod din Bitcoin, mituri, capcane și pericole. Dacă nu ai văzut episoadele anterioare, le poți viziona folosind link-urile de mai jos. Astăzi voi vorbi despre unul dintre cele mai mari pericole legate de Bitcoin. Cum poți pierde bani atunci când cumperi Bitcoin? Dacă vei face un sondaj între prietenii tăi care au cumpărat Bitcoin sau alte monede virtuale, vei vedea că o mare parte dintre ei au pierdut bani. La toți vreau să le spun că am falimentat și sunt sărac. Aceștia îți vor spune că Bitcoin nu e de tine, că ar fi bine să stai departe de criptomonede. If you know what I mean. Ei au dreptate. Dacă vei folosi aceeași strategie pe care au folosit-o ei, cu siguranță vei pierde bani. Cine sunt acești oameni? Îți prezint portretul robot al investitorului de canapea. Investitorul de canapea este o specie aparte, foarte întâlnită în lumea banilor. Informațiile sale sunt fragmentate și de cele mai multe ori asamblate nepotrivit. Știe că banii se fac cumpărând ieftin și vândând scump diferite vehicule financiare. Mai știe că îți trebuie un pont ca să faci bani, cel puțin așa crede el. A auzit de Bitcoin și se mândrește cu faptul că a făcut-o înaintea altora, dar nu are habar cum funcționează și la ce folosește cu adevărat. Investitorul de canapea este un animal de turmă. El cumpără atunci când toată lumea cumpără și vinde atunci când toată lumea vinde. De obicei, acest lucru îl duce la pierderi mari pentru că turma este condusă de două instincte puternice, lăcomie și frică. What? Lăcomia te face să cumperi atunci când ai auzit de creșteri amețitoare care apar chiar la finalul ciclului de creștere a unui instrument financiar. Frica te împinge să vinzi atunci când nu mai suporți lungul șir de scădere ale pieței, când vrei să recuperezi puținii bani rămași, de frică să nu pierzi totul. Asta se întâmplă atunci când ciclul normal de scădere al pieței are prăbușiri repetate, urmate de o lungă perioadă de prețuri mici, comparativ cu vârful de creștere. Ai înțeles, investitorul de canapea cumpără scump și vinde ieftin. Face acest lucru pentru că își ia știrile de la televizor, lungit pe canapea, cu o bere în mână, când s-a întors obosit după o zi de muncă. El se uită la jurnalul de seară, unde o prezentatoare îi explică faptul că piața produce câștiguri amețitoare de la o zi la alta. Atunci el pune mâna pe telefon și vede pe Facebook cum toți prietenii lui investesc în acel instrument financiar la modă. Simte cum acești prieteni se îmbogățesc în timp ce el pierde trenul spre El Dorado. Investitorul de canapea trăiește într-o lume a fantasmelor, pentru că se hrănește cu emoții. În loc să se bazeze pe informații și urmărirea constantă a piețelor, el pierde bani din nou și din nou, odată cu fiecare modă în investiții, prins în mrejele lăcomiei, pentru ca mai apoi să fie devorat de frică. De fapt, investitorul de canapea nu este un investitor, ci un speculator corijent. Bitcoin, mai mult decât alte vehicule financiare, a făcut măcel în rândul investitorilor de canapea. Acest lucru se datorează volatilității sale, adică faptului că prețul variază puternic într-un interval scurt de timp. Ciclurile sale de creștere sunt extrem de violente, urmate de scăderi la fel de amețitoare. Și totuși sunt oameni care cumpără Bitcoin și fac profituri consistente. Care e secretul lor? Investitorii în Bitcoin cumpără pentru a menține moneda virtuală pe termen lung și foarte lung. Ei sunt adepții metodei cumpără și păstrează. Pentru ei, prețul nu este foarte important, pentru că știu că viitorul ciclu de creștere le va aduce creșteri de 5 sau de 10 ori ale prețului la care am cumpărat. Dar pentru a reuși, acești investitori trebuie să fie răbdători și să nu se uite la variațiile enorme ale prețului. Până acum, ciclurile de creștere ale Bitcoinului s-au repetat. De la un ciclu la altul, câștigurile au fost consistente. Pe măsură ce anii vor trece, aceste creșteri consistente se vor reduce, iar Bitcoin va intra într-o perioadă de creștere stabilă, cu mai puțin zbuciu. Experții cred că pentru cicluri de creștere în care ne aflăm, încă vom putea beneficia de o creștere de 5 până la 7 ori față de vârful ciclului anterior. Vom vedea dacă acest lucru se va întâmpla.
În concluzie, dacă vrei să nu pierzi bani cumpărând Bitcoin, evită să cumperi când toată lumea este isterizată de creșterea sa și menține moneda în portofoliu pentru cel puțin 10 ani. În plus, te rog mult, cumpără doar cu bani pe care îți poți permite să îi pierzi. Orice e posibil, inclusiv ca Bitcoin să dispară. Sunt Luca Dezmir și te invit să vizionezi următorul episod în care voi vorbi despre capcana neglijenței atunci când îți iei Bitcoin. Până atunci, dacă ți-a plăcut acest episod, dă un like și un share la acest video, abonează-te la canalul meu de YouTube și apasă pe clopoțel ca să afli imediat de noul episod din seria Bitcoin, mituri, capcane și pericole.